The stars look like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de top, Anca Rădulescu. Îți mulțumim foarte mult că ne-ai primit aici în școala ta. Cu mult drag și mare plăcere. Pentru că acest interviu are nuanță de caracterizare biografică, vom începe cu cele mai frumoase amintiri ale copilăriei tale. Copilăria, da, un moment foarte frumos care îmi stârnește așa o emoție. Cele mai frumoase momente ale copilăriei îmi amintesc de plimbările cu tatăl meu de mână printr-o poieniță, pentru că aveam și grădinița și școala într-o poieniță absolut superbă. E cam povești, dacă vrei. Și de fiecare dată venea tatăl meu și mă lua de la școală. Mergeam și o luam apoi, mergând prin poieniță vreo 2-3 km, așa mergeam, ajungeam la serviciul mamei, care era tot într-o pădure. De fapt, totul se desfășura în turnul Severin, a porțile de fiertoi. Și acolo erau, practic, șantierele patriei. O perioadă de aur, exact. Despre care mă amintesc cu mare plăcere, pentru că acolo m-am format. Acolo mi-am format, să zic așa, copilăria. După ce o luam pe mama de la servici, apoi mergeam la restaurant, mergeam în fiecare zi și luam prânzul acolo. Era o cantină, de fapt, dar eu așa îi spuneam la restaurant, unde mâncam o mâncare absolut delicioasă, pentru că erau făcute toate pentru muncitorii patriei, în cazane, și de aceea avea un gust absolut senzațional mâncarea. Astea au fost, eu știu, momentele care m-au marcat în sensul cel mai frumos. Te-ai plimbat foarte mult în copilărie din pricina serviciului părinților tăi. Cum era această experiență în ochii unei copile? Nu erau oarecum obositor? Nu știam eu ce-i pe atunci oboseală. Am avut o copilărie frumoasă, senzațională. O copilărie pe care o doresc oricărui copil. Ce să zic, mama a avut 5 frați în diverse orașe ale țării, și pentru că ei majoritatea aveau băieți, cumva se băteau pe vacanțele mele, pentru că în fiecare vacanță, acele 3 luni de vacanță, trebuia să împac fiecare unchi în parte, adică o lună la Timișoara, o lună la Constanța, la Deva, la Petroșani și în București. Favoritul meu era unchiul de la Timișoara, pentru că acolo erau 3 băieți, 3 verișori, și pentru că ei își doreau foarte tare o fată, eram ca o prințesă ținută. Bine, acolo am învățat și cele mai mari tâmpenii, prostii ale copilăriei, să zic așa, la vârsta adolescenței, dar n-am să-ți spun ce am învățat atunci. Pot doar să îmi amintesc cu plăcere de faptul că acolo am învățat și lucruri bune și mai puțin bune, dar și la Constanța, unde am învățat să prind pește. Am învățat să pescuiesc, tot cu verișorii mei dragi, și acolo 3 băieți pe care îi iubesc și îi ador, și chiar dacă nu mai sunt în țară, ținem legătura și ne amintim deseori de copilăria furtunoasă, pentru că îmi prindeau degetele în ușă, ce să zic, faptul că eram privită cumva ca un intrus în familia lor, iar vine maimuțica, iar vine, da, mă alintau foarte mult părinții lor, și atunci ei se simțeau, erau geloși, cu alte cuvinte, și tocmai de aceea aveam o plăcere nebună așa să îi chinui. Dar ți-ai fi dorit să fii singură la părinți? Nu,
Nu, uite, nu mi-am pus niciodată problema asta, nici măcar ca adult, dar minte atunci ca și copil. Însă îmi plăcea concurența, faptul că ei erau băieți și eu eram fată, eram dorită. Eu mai am o soră, noi suntem două surori și ei majoritatea aveau, unchii mei, majoritatea băieți. Una aveau pentru că, din păcate, ei nu mai există, dar mă veghează de acolo de sus. Mai am un singur unchi în viață, unchiul Mihai, pe care îl iubesc și care este acum în Deva, în județul Hunedoara, și pe care abia aștept să-l revăd cu drag. Am citit un lucru foarte frumos pe care l-ai spus, mai exact. Ajungeam într-un loc unde nu era nimic și când plecam de acolo, lăsam ceva frumos în urmă. Crezi că îl moștenești oarecum pe tatăl tău, care transforma în bine locurile, iar tu acum transformi oamenii? Da, cred asta. Chiar dacă nu suportă comparație, oarecum facem cam același lucru. Mai exact, pentru că părinții mei au lucrat pe șantier și pentru că tata a avut mai multe joburi. La început a fost angajat pe un vapor, Dragă se numea, era practic un vaporaș care fora. Și mie îmi plăcea să spun că acela era un vaporaș de croazieră. Pe Dunăre, în weekenduri, mă lua și mă plimba, uite, iarăși un moment absolut frumos din copilăria mea. Acolo întotdeauna reușeam să găsesc mângâierea aceea și apropierea și faptul că în perioada aceea tatăl meu mi-a explicat ce face, cum face, faptul că acolo găseam de fapt nimic, pentru că erau niște câmpuri, erau... Gândiți-vă așa, niște șantiere unde oamenii se duc să construiască un viitor. De altfel, dacă ne uităm în astăzi, în orașul Porțile de Fier, este un oraș pentru că tocmai oamenii deportați, strămutați acolo pur și simplu pentru a construi, ne mângâie așa, eu știu, privirea când vedem dita mai orașul datorită oamenilor. Nu? Ei au construit. Așa și eu pot să spun că fabric talente la școala mea de machiaj. Cel puțin așa îmi place să spun că fabric talente și înfrumusețez chipuri. Când a apărut această pasiune mai exact? Încă din copilărie. Poate că atunci nu gândeam așa, dar dacă stăm să ne gândim la acele păpuși produse de, nici nu știu dacă mai există, arădeanca, erau niște păpuși cu un chip monstruos din punctul meu de vedere la vremea aceea, în ochii unui copil, cu niște sprâncene foarte subțiri, cu obrazul prea ridicat în viziunea mea, cu buzele nefiresc de conturate. Aveam la îndemână niște creioane chimice, pe vremea aceea celebru, creion care contura ochii unei femei, pe care le luam din geanta mamei pe ascuns și reconstruiam practic sprâncenele. Astăzi o fac cu așa o mare pasiune încât pot să spun așa că o femeie fără sprâncene bine stilizate și conturate în funcție de fizionomia ei ar fi ca un tablou fără ramă. E frumos! Dar ce visa mai exact micuța Anca să devină? Bine, dacă stăm să ne gândim așa la orice copil întrebat ce vrei să te faci când devii mare, și eu aveam un răspuns ca toți ceilalți. Doctoriță, cosmonaut, spuneau alții, și eu știu, inginer, tot felul de alte meserii. Spuneam doctoriță doar ca să fiu lăsată în pace, pentru că majoritatea mă chinuiau întrebările. Nu vrei să te faci când vei fi mare? Uram întrebarea asta. Sau cum te cheamă și câți ani ai? Era un șablon. Nu suport nici astăzi să întreb, să aud că un copil e chinuit cu întrebările astea. Mi se pare că sunt doar niște întrebări ca să poți lega un dialog.
nu suport. Tocmai de aia spuneam doctoriță ca să fiu lăsată în pace. Niciodată nu mi-am dorit să fiu doctoriță. Deși mama era foarte mândră. Oi, copilul meu se face... În fine. Țin minte că atunci m-a învățat și o poezie legată de meseria asta. Nu vreau să o spun pentru că e hilară. Dar... sunt o fetiță frumușică și am să devin doctoriță, că chiar dacă am ochi mici de veveriță, cresc eu mare și voinică. Ceva de genul ăsta, nici măcar nu știu dacă are rimă, nu contează. Dar eram chinuită inclusiv cu întrebarea asta. Cert e că nu m-am făcut doctoriță. De altfel, la adolescență, când mama a văzut că nu-i de glumă cu fardurile pe care le tot luam din geanta ei sau din dulăpiorul cu farduri, și-a dat seama că am înclinații artistice, clar, însă s-a încăpățânat să nu mă ajute în sensul ăsta, pentru că, evident, nu era o meserie de viitor. Deși ea, ca femeie, și astăzi când mă gândesc la vremurile acelea, am toată admirația pentru mama și pentru acest lucru, mergea la cosmetică din 3 în 3 săptămâni, avea grijă, da, pe vremea comunismului era un lux să faci asta. Iar admirația mea este cu atât mai mare pentru că nu prea îți puteai permite să faci așa, puteai să-ți permiți un asemenea lux din 3 în 3 săptămâni. Da, acum înțeleg că nu este un lux, ci este o necesitate și de altfel mă uit la chipul mamei mele care are 72 de ani și care arată mulțumesc asemenea și care arată senzațional pentru vârsta ei. Practic vezi ceea ce investești în tinerețe, găsești, hai să nu-i zic la bătrânețe, pentru că eu nu cred în bătrânețe. Poți să fii tânăr și la 70 și la 80 de ani. Important e ce simți aici și aici. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see your face. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing. Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de top, Anca Rădulescu. De altfel, remarcabil la tine este faptul că întotdeauna ai învățat tot mai mult, ai studiat foarte mult, la bază ești estetician, de cuprinzi oarecum toate etapele. Exact. Am considerat și aici cumva trebuie să o amintesc pe soacra mea, pentru că ea a fost cea care a văzut în mine pur și simplu deschiderea asta așa spre cunoaștere și pentru a învăța mai mult, m-a tot împins de la spate și a zis, dar dacă îți dorești cu atâta ardoare, de ce nu te duci să faci un curs de cosmetică? Pe vremea aceea nu exista decât un singur centru, de o singură școală unde puteai să înveți cosmetică și estetică profesională. Și nu-mi permitea practic timpul. Ioana, fetița mea, era mică și vroiam să fiu tot timpul alături de ea, însă, așa cum spuneam, soacra mea m-a ajutat foarte mult în sensul ăsta, s-a ambiționat, a zis, ok, chiar dacă sunt ocupată, o să am eu grijă de Ioana, tu du-te și fă această școală. Și îi mulțumesc pentru asta. Sigur că mi-a prins extraordinar de bine. Nu am vrut neapărat să urmez această meserie, dar am vrut să înțeleg ce înseamnă stratul pielii, din câte straturi mai exact este formată pielea.
am vrut să înțeleg pe ce anume așez machiajul, cum funcționează, ce înseamnă hidratare, ce înseamnă la nivel profesional. Și bine am făcut, pentru că, uite, astăzi, da, sunt și estetician și practic din când în când și această meserie. De altfel, ai fost premiată cu trofeul Makeup Artistul Anului. Cum te-ai simțit în acel moment? Da, a fost un moment foarte frumos și chiar dacă am fost premiată, am considerat că nu premiul ți-aduce un plus de valoare, ci faptul că m-am aflat printre niște oameni valoroși, pentru că nu numai eu am fost premiată, au fost foarte mulți oameni de valoare. Și aici pot să menționez pe Nicolae Voiculeț, a fost premiat atunci, Cătălin Botezatu, foarte mulți artiști din multe domenii, și muzică, și teatru, și film, și modă. Și pentru asta chiar îi mulțumesc Adelei și televiziunii Nova TV Brașov. Ei m-au premiat. Felicitări, într-adevăr, au avut dreptate, au știut. Mulțumesc! Tu ai lucrat în televiziune cu vedete atât din segmentul de divertisment, cât și din știri, unde bănuiesc că oarecum sunt oamenii mai serioși, sau cel puțin așa fac. Dar ai afirmat că ți-ar plăcea să lucrezi mai mult cu vedetele internaționale. De ce? Da, la vremea aceea, într-adevăr, asta am menționat. Nu-mi schimb părerea, însă a fost o perioadă în care eu am fost puțin supărată pe sistemul acesta din România. Am lucrat 10 ani în televiziune, e adevărat că și în divertisment și la știri. Lucrurile sunt, cred, și azi diferite între divertisment și știri. Am prins o perioadă destul de frumoasă în televiziune, însă, din păcate, am avut și niște probleme de sănătate din cauza stresului, din cauza faptului că dormeam doar 4 ore pe noapte și din cauza ambiției mele pentru a face sau pentru a mulțumi pe toată lumea. Și atunci, faptul că mă implicam atât de mult mi-a afectat sănătatea. De-aia am fost atât de supărată și am zis că am făcut așa o comparație și am zis, da, vedetele internaționale într-adevăr nu ridică atât de multe pretenții atunci când se așează pe scaunul unui make-up artist. În sensul, nu spun o minciună, să știi că chiar dacă mi-e greu să recunosc și astăzi mențin părerea, da, așa este, pentru că vedetismul la noi în România uneori este prost înțeles. O persoană publică care se așează pe scaunul unui profesionist nu trebuie să fie neapărat make-up artist, și a unui stomatolog, și a unui, nu știu, asta mi-a venit acum în minte. Odată ce ai ales să ajungi acolo, pe scaunul lui, înseamnă că e profesionist și că merită să te lași pe mâna lui. Ori dacă te așezi și încep cu fă-mi aia, dar nu vreau aia, dar vezi că aici nu știu ce, astea sunt, din punctul meu de vedere, elemente neprofesionale, să fiu drăguță. Nu e în regulă. N-am avut, să știi, prea multe experiențe neplăcute în sensul ăsta, dar au fost câteva care m-au marcat și atunci am decis să spun stop, să mă impun și să decid dacă mai vreau să mai lucrez cu acele vedete. Acum, ce să zic, e adevărat că suntem oameni și că mai și greșim. Și dacă ținem cont de aspectul ăsta, atunci depășim orice moment neplăcut. Dar așa este. Persoanele publice sau vedetele din altă țară știu exact ce înseamnă să stai pe scaunul unui profesionist și nu comentează. Și, ba, chiar apreciază.
dar oarecum legat de culorile machiajului din cele două segmente, divertisment și știri, trebuie să fie mai pal? Nu, dar bineînțeles, sunt foarte mulți factori care intervin aici. La divertisment ai voie să lucrezi în culori, ai voie să folosești produse cu highlighter. La știri, cel puțin după cum am învățat eu, nu se folosește rujul roșu, îți dau un exemplu. Nu ai voie să folosești culori strălucitoare, culori aprinse. Există un stas, dacă vrei, unde, sigur, în funcție de fizionomie și de ceea ce îți cere televiziunea de știri, acolo trebuie să te încadrezi. Dar ai fost vreodată surprinsă de vreo propunere a unei vedete? Da, păi nemulțumirea cumva de aici pornea, de faptul că veneau, se așezau pe scaun acele vedete și spuneau vreau, uite, îți dau un exemplu, nu o să-ți dau un nume, dar exemplu e în felul următor. A venit, s-a așezat pe scaun și a spus vreau să-mi trasez un eyeliner foarte prelungit și-a scos o trusă personală. Bineînțeles că n-am acceptat, pentru că în acea trusă personală erau niște culori foarte aprinse și un ruj burgundi. Ori ca să... Eu am semnat un contract ca să scap de cerința aceea, am spus am semnat un contract, nu am voie să folosesc produsele proprii, propriile tale produse și atunci am ajuns așa. Trebuie foarte multă diplomație în orice meserie, nu numai în a mea. De altfel, ești fondatoarea școlii de make-up profesional Anca Rădulescu. Cum a venit această idee? După ce am plecat din televiziune, am zis acel stop de care aminteam mai devreme și mi-am dat seama că în România sunt foarte puține școli de formare profesională și m-am gândit că e cazul să fac ceva în sensul ăsta, să fac ceva și pentru țara mea. Chiar dacă sună patriotism, nu m-am gândit la asta, pur și simplu am vrut să formez niște oameni, să le bag o meserie în traistă și să încerc să aduc un aport, să las ceva în urmă. Pot să spun că m-am dezvoltat foarte mult din punctul ăsta de vedere și lucru pe care îl continui și astăzi. Reușit să fac la nivel național asta, nu numai în București. Formez inclusiv cosmeticene, pentru că sunt foarte multe dintre ele din țară, da? Care nu știu, sunt cosmeticene, dar nu știu să realizeze un machiaj profesional. Și atunci, izbindu-mă eu personal de această problemă, uite, s-a întâmplat să ajung într-un oraș unde am avut un eveniment și n-a avut cine să îmi facă un machiaj. Nu aveam nici timpul necesar, aflându-mă la coafură, am zis ok și coafură și machiaj, amândouă în același loc și am fost dezamăgită. Și atunci a pornit ideea aceasta de a merge și a face seminarii în toată țara și de a forma profesional cosmeticienele în meseria de machior, pentru că știi, în nomenclatorul românesc nu există meseria de make-up artist. Nu, se numește machior. Dar cine se poate înscrie la aceste cursuri? Oricine își dorește, oricine are pasiune, dăruire pentru această meserie și oricine vrea să se recalifice și să se reorienteze profesional. Uite, pot să spun așa că am remarcat foarte multe persoane care vin din domeniul bancar. Foarte multe cosmeticiene, foarte multe persoane care au o meserie, oricare ar fi ea, dar care vor să mai aibă un job.
un job și eu încurajez lucrul ăsta, mai ales în ziua de azi, când situația economică la noi în țară este așa cum este. E foarte important să ai un job de bază, de unde să ai o sursă de venit sigură și să mai ai un job care, pe lângă faptul că este absolut senzațional, e frumos, machiajul este o artă, îți dă o stare de bine, înfrumusețezi, bucuri un om, da? Te ține minte, mai ai și o altă sursă de venit. Da? Adică în weekend poți să realizezi, să poți să ai și un alt job care te ajută și pe tine, ajută și pe altul. Există limită de vârstă pentru aceste cursuri? Limita de vârstă, sigur că există, că doar nu se poate să vină un copil de 10 ani să facă acest curs. Da, trebuie să ai învățământul minim, respectiv 10 clase și nelimitat de aici încolo. Dar până la vârsta de 18 ani nu am voie să primesc cursanți. Care este diferența între cele trei module ale acestei școli? E simplu. Modulul 1 este cel pentru formare profesională, pentru a învăța machiajul profesional, unde se oferă și o diplomă avizată de CNFPA și Ministerul Învățământului. Modulul 2 este masterclass-ul pentru o continuare practică a modulului 1, pentru a învăța teatru, film, televiziune și efecte speciale. Iar modulul 3 este un curs de automachiaj pentru doamnele și domnișoarele fără limită de vârstă, unde poți învăța automachiajul, da? Pentru a învăța practic cum să mânuiești un eyeliner în funcție de fizionomia ochiului, cum mai putea să folosești un ruj roșu dacă ai niște buze perfecte și așa mai departe. It's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're la o nouă ediție a emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de top, Anca Rădulescu. Care este perioada pe care se întind aceste cursuri? Cursurile durează aproximativ 3 luni, cele profesionale. Se bazează pe demonstrație, teorie și practică. Există și o perioadă în care facem doar practică, ceea ce își dorește oricine și niciodată nu e suficient. Modulul 2 la fel, aceeași perioadă, 2 luni jumate, 3 luni, depinde foarte mult și de cursante. Iar cel de automachiaj durează 3 zile în funcție de perioada, sunt 3 zile consecutive sau în funcție de cum își dorește clientul. Dar există și un examen final? Sigur, există un examen foarte riguros, unde practic cursantele trebuie să se prezinte cu un model, cu machiajul pe care l-am ales împreună și sigur că trebuie să aibă o temă. Tema se va discuta, se va desfășura în cadrul unei comisii acest examen.
cu o comisie de la minister, da? În urma căruia e foarte serioasă, da? În urma căruia se ia și o notă la proba practică și una la proba scrisă. Există și scris? Există și o probă, da, un test grilă cu lecții din asimilate în timpul cursului. Știu că această școală are și câteva locuri gratuite. Da. Ideea. Uite, o să-ți spun un secret pe care nu l-am spus nimănui. De foarte mulți ani de zile, eu merg cam de 2-3 ori pe an în niște centre de copii. Dacă vrei, poți să le spui fostele case de copii. Merg la copii abandonați, la copii orfani, unde soarta n-a fost atât de darnică cu ei, ba chiar din contră. Și pentru că acolo am găsit niște suflete abandonate și de sistem, nu numai de soartă, m-am gândit că odată ce împlinesc 18 ani, ei sunt scoși din acele centre și lăsați în voia sorții. Unii dintre ei săraci o iau pe niște cărări absolut ucigătoare, da? Și pornind de la ideea asta, m-am gândit că pot să le ofer un ajutor celor care sigur sunt și interesați de asta, pentru că acolo ei majoritatea învață să picteze, învață să deseneze și atunci sunt lăsați în voia sorții. De ce? Ei bine, m-am gândit să iau, să-i formez și să le dau o șansă, să le pun o meserie frumoasă în buzunar și să poată să meargă mai departe. Pe unii dintre ei am și ajutat după ce au terminat cursul la școala de machiaj Jean Caradulescu. I-am ajutat să își facă o bază de clienți, o bază de date de clienți și care să le asigure cumva traiul. De ce nu? Este foarte frumos. Care este echipa școlii de make-up profesional Jean Caradulescu? O echipă cu care tare mă mândresc și o să încep cu Irina Șerban, un make-up artist și un formator de excepție care a crescut pe lângă mine și care a învățat această meserie frumoasă de la mine, dar care și-a depășit mentorul și știi ce se spune despre un cursant care își depășește mentorul, nu știi? Înseamnă că mentorul a fost bun. Oh. Lauda de sine în cazul ăsta miroase a bine, da, și da, trebuie da. Să o spun. Da, Irina și-a depășit mentorul și astăzi este profesoara școlii de make-up Anca Rădulescu și mă pot să mai spun despre ea că este omul meu de bază. Eu nu am doar o mână dreaptă, eu am două mâini drepte. Stânga nu există. Cealaltă mână dreaptă se numește Irina Șerban. Sigur, în echipă mai există și Adela Gherca, este un make-up artist foarte bun, este omul care mă ajută pe mine și sigur nu numai în școală, dar încearcă să formeze o echipă, un nucleu cu noi toate. Despre Adela pot să spun că este, de fapt, descrierea ar fi în felul următor. Am un înger și un demon. Irina este îngerul și Adela este demonul. Dar o să-ți explic imediat de ce spun Adela este demonul. Este cea care moare de gât cu cele care nu vor să învețe partea teoretică și nu le lasă de roc la, în timpul cursului, de aceea îi spunem noi așa, cu ghilimele de rigoare, demon. O fată foarte talentată. Mai departe pot să spun că în echipa mea există și un fotograf, acela este soțul meu,
Pentru că da, muncim în familie, este o afacere de familie, este un artist care ne ajută la examenul de final, atunci când fetele vor obține un portofoliu și cu care pornesc în viață, în meseria aceasta. Nu în ultimul rând o să o menționez pe Carmen Voinea Răducanu, PR-ul școlii, PR-ul meu, care face parte din familie și spun asta pentru că ne cunoaștem de vreo 17 ani și cum ea este și PR-ul Mihaelei Rădulescu, pot să mă mândresc, da, o am alături și în suflet. În echipa mea mai există și un om foarte drag mie, un om care nu o să plece niciodată din mintea și din sufletul meu, pentru că înseamnă ceva ce n-am să pot să exprim în cuvinte. Este un berbec încăpățânat, tare drag și se numește Florentina, atât pot să spun despre ea. Și închei cumva echipa cu Laura Tudor, esteticianul Centrului de Estetică Facială, Anca Rădulescu Beauty House, care sigur are grijă și de chipul meu, iarăși mă laud. Este un estetician talentat, un om care muncește cu dăruire, cu pasiune și cu foarte multă încântare atunci când vine un ten cu probleme, pentru că reușește să-l aducă la un nivel de ideal, aproape de ideal. Cam asta este echipa mea, o echipă mică, dar care ridică. O echipă de profesioniști. Tu ai predat cursuri și în cadrul școlii de make-up a Giuliei Nagman. Cum de-ai acceptat să instruiești cursanții concurenție? Acesta este un gest extraordinar de profesionalism și de colegialitate. Da, de ce nu? Școala de make-up poate să se numească Anca Rădulescu, Giulia Nahmani sau eu știu alt nume, nu contează. Important este să, atunci când alegi o meserie, să o faci fără condiții, nu? Să nu existe condiții. Ce contează că se numește într-un fel anume? Important este, cum spuneam, să o faci cu plăcere și cu dăruire și să știi că ai format niște oameni și că ai lăsat, nu, peste ani și ani poți să spui despre unul din cursanții tăi care a ajuns pe culmile gloriei și eu crede-mă o fac, poți să spui am pus și eu o cărămidă în ascensiunea lui sau a ei. Și este o chestiune, îți mângâie orgoliu de profesionist și poți să o iei oricând de la capăt, oricâte piedici ai avea. Asta s-a întâmplat cu foarte mulți ani în urmă, m-am predat pentru acolo și în același timp predam și la școala mea. Diferența, uite, ca să vezi, o făcea, școala Giuliei Nahmani era ultra cunoscută, școala Anca Rădulescu deloc. N-auzea pe vremea aceea nimeni despre cursurile mele. Dar eram așa de fericită și de încântată că aveam sala plină de cursanți, încât aspectele astea chiar nu contau. Ai afirmat în cadrul unui interviu, în profesie e cumva ca în dragoste, dacă nu iubești, nu poți performa. Și acum eu te întreb, care este raportul cinstit între pasiune, muncă și talent pentru obținerea succesului? Păi e simplu, pasiune, muncă și talent. Asta este secretul de fapt. Eu cred foarte tare că un om, dacă este sincer, dacă are dăruire, dacă are dragoste, dacă este hotărât să meargă mai departe, indiferent de condițiile din mediu, dacă îi place ceea ce face, e suficient să ajungi la acel echilibru și la succes. Cei care intră pe mâna ta sunt înștiințați de la început de calități și defecte.
Nu ți-a fost niciodată jenă să-i spui unuia dintre clienți că oarecum nu arată bine dintr-o parte, care are nasul prea mare sau care are ochii prea mici? Nu, pentru că am fost întotdeauna diplomată. Singura căreia i-am spus că are nasul mare și că va trebui să mă asculte în ceea ce privește trucurile unui nas perfect în machiaj a fost cumnata mea, Mihaela Rădulescu. Și care, sigur, a început să râdă și a zis: Ancule, da, știu exact cum este nasul meu și știu exact că dacă mă las pe mâna ta o să iasă unul mic, finuț și drăguț. Nu, n-am niciodată n-am spus unui client sau, eu știu, unui om direct în față: ai nasul mare sau ai ochii depărtați sau ai buzele prea subțiri. Există acea diplomație în această meserie și acele cuvinte care sunt îmbrăcate așa într-o poleială, astfel încât să nu jignești, nu? Și sigur că reușesc de fiecare dată să merg mai departe și să trec peste aspectele astea cu care ne-am zestrat natura, ce să facem? Bine, slavă Domnului, există acum medici esteticieni care ne pot ajuta și în alt sens, să nu mai fie un element mare pe, la nivelul feței, nu? Not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile, la o nouă ediție a emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de top, Anca Rădulescu. În 11 decembrie 2014 ai lansat primul brand românesc din industria de frumusețe, pensurile Anca Rădulescu. Trusa conține 21 de modele de pensule profesionale. Îți propun să le descriem puțin. O să le descriem, dar o să și ți le arăt, pentru că le am aici. Uite-le! Sunt bebelușele mele, cum îmi place mie să spun. Sunt niște pensule pe care le-am visat și pe care le-am creat astfel încât orice make-up artist din lumea asta să își dorească să lucreze cu ele. De ce spun asta? Pentru că ele sunt astfel create și ca număr încât să cuprindă o scară foarte largă de aplicații. O să-ți spun așa în mare, pensulele sunt din păr natural, dar și din păr sintetic, din taclon. Ele sunt din păr de o foarte bună calitate și aici am să menționez părul de veveriță, părul de capră mongoleză, părul de Kolinsky, dar cel de veveriță albastră este cel favorit în mod special de către orice make-up artist. Pe lângă faptul că are o calitate superioară, există și partea aceasta care este un aliaj ce respinge bacteriile. Puține pensule sunt în România, pot să spun sigur că nu există, pentru că eu sunt singurul make-up artist român care a creat care a creat acest set de pensule profesionale. Nu mai există altul și mă mândresc cu asta, să știi. Mulțumesc. Dar mai mult decât atât, nu există această creație, dacă pot să-i spun așa. Nu există o pensulă care să respingă
bacteriile. Pentru că la nivelul firului de păr se adună bacteriile, chiar dacă există acele mijloace de a le spăla și de a le îndepărta pigmentul. Bacteriile se îndepărtează extrem de greu. Știu că aceste pensule, mă scuzi, sunt concepute în Franța și au o anumită dimensiune, nu ca cele comerciale. Da, ele sunt fabricate în Franța, de-aia am spus că au și un design, dar și o calitate extraordinară. Au o lungime de 18 cm, ele sunt din lemn de mesteacăn. Și pe lângă faptul că sunt cu o coadă lungă, au și make-up artiștii au și posibilitatea de a mânui extraordinar de bine, indiferent de lungimea degetelor. Și pot fi folosite și acasă de un om normal sau trebuie neapărat? Absolut, absolut. Oricine poate să folosească o pensulă profesională, mai ales dacă intră pe site-ul meu, pe www.ancaradulescu.ro, acolo există și o scurtă descriere, sau poate să apeleze la cursurile de automachiaj, acelea ce durează 3 zile, pentru a învăța cum să te machiezi cu o pensulă profesională. Iar telespectatorii pot sta liniștiți pentru că animăluțele nu au fost sacrificate, știu că au fost doar tunse. Exact. Animalele nu au fost sacrificate, au fost tunse, sunt animale crescute pentru așa ceva, iar eu militez pentru asta. Te felicit pentru acest mulțumesc set de pensule. Tu administrezi și două site-uri, mai exact cel al școlii și cel personal, de make-up artist. Când ai timp de toate acestea, plus paginile de socializare? Recunosc că nu pot să fac toate lucrurile bune și frumoase, tocmai de aceea am un PR despre care ți-am vorbit mai devreme. Fără ajutorul doamnei Carmen Voina Răducanu, nu cred că aș putea face față. Ea este cea care mă ajută în absolut, până și întâlnirea noastră de astăzi a avut loc datorită ei. Da, și mulțumesc și eu că există în viața mea. Site-ul școlii este, acolo funcționează, și aici pot să spun așa că am luat ideea de la cumnata mea, care a spus la un moment dat că lucrurile bune și frumoase, fac o paranteză, lucrurile bune și frumoase se pot lua, nu? E un bun exemplu în multe privințe pentru mine și atunci am format acest site ca o pălărie. Și sub pălăria asta există mai multe căciulițe, dacă vrei. Și aici putem să menționăm școala de make-up, putem să menționăm cabinetul de estetică facială Beauty House, putem să menționăm asociația Ioana și Copiii Îngeri, este o asociație non-guvernamentală și non-profit, despre care abia aștept să-ți povestesc lucruri mărețe pe care le fac membrii acestei asociații și nu numai, foarte mulți alți oameni cu suflet și cu dăruire. Și bineînțeles blogul personal Anca Rădulescu, de care sunt foarte mândră și la care abia aștept să mai scriu, pentru că oamenii au ce învăța de acolo. Legat de scris, cum te-ai apucat? Că știu că ai niște texte foarte frumoase, atât în blogul tău, cât și în anumite publicații de specialitate. Da, nu pot să mă laud, nu tot meritul este al meu. Nu m-am apucat de scris. Nu, cum spuneam mai devreme, nu pot să le fac pe toate. Eu știu să machiez, eu știu să am grijă de chipul unui om, pentru că aici pot să încadrez și femeile și bărbații la oaltă, dar la partea cu scrisul nu pot să-mi asum eu toate laudele. Am ajutor și aliat pe Carmen. Da, scrisul îmi place, este, dar nu-mi permite timpul să pot să fac și asta. Și mai mult decât atât, ce rost ar avea să mai și scriu dacă pictez și desenez?
Și uite, mai vreau să îți vorbesc despre niște pensule extraordinar de importante în domeniul estetic. Pentru că nici acestea nu există în România, până la mine n-au existat mai exact. Sunt niște pensule pentru cabinetele de cosmetică, pentru cosmeticiene, pentru esteticiene. Cu ajutorul lor putem înfrumuseța chipul aplicând măștile și cremele pe piele. Spuneam că nu au mai fost create pensule românești, da? Iată că pot să mă laud și cu asta. Sunt primul estetician din România care a inventat niște pensule produse în Franța, dar pensule românești, pensule Anca Rădulescu. Alți patru bebeluși. Alți patru bebeluși. Ești implicat în foarte multe proiecte. Unul dintre ele este legat de cazurile umanitare. Tu ai înființat și Asociația Ioana și Copiii Îngeri. De unde a pornit totul? Da, este o legătură de suflet. Nu știu dacă mai este un secret, pentru că am mai spus lucrul ăsta în câteva interviuri. Cu ani în urmă am pierdut un copil. Am pierdut un băiețel care a murit la câteva ore după naștere și care ne-a lăsat un gol în suflet, în minte și care m-a marcat pentru tot restul vieții. Ionuț trebuia să se numească el. Ionuț se numește. Chiar dacă am reușit cu greu să fac și al doilea copil, Ioana, care are peste câteva luni 20 de ani, am primit 20 de ani. De aici a pornit totul. Din momentul în care simți că se rupe o bucată din tine, încerci să faci lucruri care crezi uneori că te completează și că repune acolo ce a plecat. Cred că de aici și dorința asta a mea de a ajuta copiii. Cred, nu știu dacă e adevărat, nici nu caut explicații, pentru că ceea ce simt mă împlinește. Am încercat de fiecare dată să alin sufletele copiilor. Sunt convinsă că am reușit puțin sau puțin mai mult sau poate uneori deloc. Cert este că lucrurile pe care le fac eu și membrii asociației și oamenii care ne ajută să dăruim zâmbete unor copii, ajungem așa să încercăm, iertați-mi emoția, dar îmi găsesc foarte greu cuvintele atunci când e vorba de asociație. Aici se numește asociația. Asociația Ioana Copiii Îngeri. Se numește aici. Și a pornit această denumire de la faptul că am reușit să mai aducem un nou membru în familia noastră. Eu și soțul meu și familia Popescu. Familia Popescu, Rădița și Dan, care ne ajută să facem daruri la toate centrele de copii din diverse orașe ale țării. Acum 2 ani de zile am descoperit într-o maternitate din Piatra Neamț abandonată o fetiță. Avea 3 luni. Și atunci când am ridicat privirea de la ea, am văzut că se numește Ioana și că e născută în aceeași zi cu soțul meu. Incredibil. N-am plecat fără ea de acolo. Toate actele pentru a putea să o luăm în plasament au durat aproximativ 2 luni de zile. Când fetița avea 5 luni, o aveam acasă. Astăzi, pentru că încă se desfășoară actele de adopție, ea se află în familia Popescu, prietenii mei de suflet, și așteptăm să se întâmple minunea
să putem să-i facem certificatul de naștere. Ei sunt părinții minunați ai Ioanei. Ioana este fiina mea. Și astfel putem să ne mândrim că lucruri bune și frumoase se pot face și povestesc peste tot lucrul ăsta. Poate că oamenii încearcă să facă și ei lucruri bune și frumoase, indiferent de greutățile vieții. Contează enorm. Știu că faceți foarte mulți copii fericiți de sărbători. Te-aș întreba dacă ai senzația că în timp oamenii care se oferă în cadrul acestor asociații sunt tot mai mulți, într-un număr tot mai mare, sau sunt aceiași care ajută în diferite situații? La început am fost aceiași. Aceiași oameni modești, aceiași oameni care poate știu ce-i greutatea zilei de mâine și care poate că își calculează fiecare leuț și fiecare bănuț astfel încât să poată să meargă mai departe. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că pe zi ce trece mi se mai alătură și alți oameni, pentru că pe Facebook avem această asociație și acolo avem niște filmulețe postate de la întrunirile noastre cu copiii de la diverse centre din țară și care chiar vă invit să urmăriți cele două filmulețe, pentru că efectiv vă face să credeți că sunteți oameni buni și vă face să dăruiți și vă face să înțelegeți ceea ce e omenie, indiferent de câți bani ai în buzunar. Este extraordinar, este extraordinar sentimentul acela când vezi un copil abandonat că îți zâmbește pentru că i-ai dăruit o ciocolată, că te strânge în brațe doar pentru că ai venit să te joci cu el, că îți sărută obrazul doar pentru că i-ai strigat numele. Nu pot să-ți exprim în cuvinte cam ce sentiment poți să ai în momentul acela când un copil vine și îți spune bine ai venit, nu e așa, că o să mai vii și altă dată? Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de top, Anca Rădulescu. Ești atât de talentată încât pictezi, iar tablourile sunt expuse la licitații. Cum ai descoperit acest talent? O, Doamne, nu știu să-ți răspund la întrebarea asta pe cuvânt. Cred că a fost pur și simplu o stare de moment. Avea fiica mea, pentru că ea este studentă la arhitectură și până să ajungă aici ne-a cam chinuit așa cu talentele ei și evident că aveam planșe în casă, creioane, acuarele și tot felul de ustensile pentru pictură. Pentru că pe ea o chinuia talentul, am încercat într-o zi să o ajut într-o planșă și așa cred că mi-am descoperit și eu talentul. Uite, părinții mei m-au îndrumat să fac, să urmez o școală de finanțe contabilitate, o doamne. Mi-aduc aminte că a fost o corvoadă la vremea aceea. O să-ți spun imediat și de ce o corvoadă, pentru că, vezi, Doamne,
finanțe, contabilitate, o facultate care ți aduce bani, renume, o meserie de viitor, mamă, am citat. Am plecat de acasă. Am plecat de acasă și bine am făcut, de-aia am spus că e o corvoadă, a fost o corvoadă. Sigur că acum sunt mândri părinții mei pentru ceea ce sunt și unde am ajuns, însă atunci ne-am cam certat puțin. Da, am început să pictez și ideea de a le vinde la licitații mi-a venit atunci când efectiv în asociație nu mai aveam niciun leu. Și ca să pot totuși să ajut să iau niște alimente pentru niște familii nevoiașe care aveau foarte mulți copii, m-am gândit să-mi vând toate tablourile, tablouri pictate în momentele mele de singurătate, de liniște. Și da, asta am făcut, le-am vândut și am făcut foarte mulți bani, pentru că, știi, am găsit o modalitate de a nu impune un... am spus așa, cât crezi că valorează acest tablou pentru tine? Și oamenii au dăruit mai mult decât mă așteptam eu. Hai să vorbim puțin și despre familie. Cum ți-ai cunoscut soțul? Știu că diriginta ta a ajutat oarecum destinul. Da, doamna Tărbescu a fost cumva nașa spirituală a cuplului Anca și Florin Rădulescu. Mi-am cunoscut soțul când aveam 16 ani. Eram un copil zburdalnic care urca pe munte din două în două săptămâni și aveam o relație foarte frumoasă cu diriginta mea. Probabil că în drumețiile mele m-am apropiat foarte mult de ea și nu știu să-ți spun de ce avea ea așa o afecțiune aparte pentru mine. Cert este că la un moment dat, într-o vară, ne-am întâlnit pe munte, eram cu un grup de fete, toate zburdau în jurul lui pentru că era un bărbat frumos, tânăr și pe deasupra era și salvamontist. Fiecare își mai scrântea câte o gleznă, mai își sucea un deget. Vezi, doamne, poate acorda ajutorul. Pe mine mă enerva, bine, eram și foarte orgolioasă și atitudinea adolescentelor, respectiv a colegelor mele, că doar și eu eram adolescentă, deranja și atunci am încercat să stau puțin deoparte. Cred că asta l-a făcut oarecum pe Florin să mă abordeze pe mine și nu pe celelalte. Așa ne-am cunoscut. Soare frumos, apoi lună, stele. Da, așa a fost dragoste la prima vedere. Evident, m-a lăsat să cresc apoi 3 ani de zile, pentru că nu-i așa, eram o minoră. M-a lăsat să cresc și după 3 ani de zile ne-am logodit. La 19 ani m-am și căsătorit. În 93? În 93. Întrebarea acum este, te-ai marchiat singură la nuntă? O, da, normal, sigur că da. Pe mine și pe toți ceilalți membri ai familiei mele. Știi, am avut un eyeliner foarte frumos aplicat și cu așa o mândrețe, o spun, pentru că mă uit în fotografiile de la nuntă de acum 22 de ani și pare că niciodată n-am mai realizat un astfel de eyeliner. Eyelinerul este foarte versatil, niciodată nu se demodează, indiferent de abordarea lui ca și tehnică. Dar în 93 a fost cel mai frumos abordat de către mânuțele astea două. Da, m-am machiat singură. Soțul tău este un fotograf de succes, pasionat de motoare și campion la ski. Dacă îl luau de la început, le alege tot pe el? Sigur că da. Nici nu stau să mă gândesc. Da, pentru că este un om tare carismatic, care mă face să râd și în cele mai urâte momente ale vieții. Este un om onest, este bărbatul pe care și l-ar dori orice femeie. Orice femeie care nu-și dorește un bărbat cu bani. Dar relația cu soacra care este?
una normală de soacră-noră. Da? Aș fi ipocrită să spun că am avut o relație extraordinară de la bun început. Nu, eram o femeie care îi luam băiatul și sigur glumesc. Nu, am avut o relație. Am avut o relație normală cu ea, a fost ca o a doua mamă, mai ales că m-a și ajutat foarte mult împreună cu mama mea să-mi cresc copilul. Am avut două clanuri de bunici care stăteau pe la uși și care se certau care să ia copilul weekendul ăsta. Eu weekendul ăsta, tu, ba nu eu. Și uite așa... Ioana a avut o copilărie foarte frumoasă. Și pe Mihaela, pe cumnata ta, cum ai cunoscut-o? Știu că a durat ceva timp până v-ați întâlnit. Pe Mihaela am cunoscut-o când s-a născut Ioana. Și pot să spun că datorită ei s-a născut Ioana, pentru că eu nu puteam să mai am copii. Am reușit să fac un tratament. Slavă Domnului, am rămas însărcinată și cred că în trimestrul 1 de sarcină am avut așa o mică problemă de sănătate. M-am programat la București pentru a verifica testele. N-am mai apucat să ajung la București pentru că între timp m-au internat în Piatra Neamț, unde pierdusem primul copil și pentru că aveam iminență de avort. Diagnosticul a fost unul sumbru, fătul oprit în evoluție și atunci am fugit efectiv din spital. Ne-am urcat în mașină, în 4 ore am ajuns în București și atunci mi-am cunoscut cumnata, care m-a dus la un celebru profesor la Spitalul Giulești, unde din ziua aceea am rămas internată și, slavă Domnului, apoi s-a născut Ioana. De-aia spun că s-a născut datorită Mihaelei, pentru că în Piatra Neamț puteam să fiu nefericita mamă care își pierde al doilea copil. Ea, practic, m-a luat de mână și m-a dus la un specialist. Și asta a contat foarte mult pentru mine, pentru noi, pentru toată familia. Pe Mihaela așa am cunoscut-o. Ești o mămică foarte plânără și frumoasă. Ai mărturisit că ți-ai crescut copilul uneori chiar și după cărți, în momentele în care te-ai simțit depășită de situație. Cum te înțelegi acum cu Ioana? Care este relația voastră? Am un copil absolut minunat. Știi, și o cioară-și laudă puiul. E o vorbă românească. Dar crede-mă că nu spun doar eu, o spun și apropiații și cei care vin în contact cu Ioana. Uite, dacă vrei, pot să spun că cu unii din profesorii Ioanei m-am cunoscut la telefon, pentru că mă sunau și îmi spuneau: Doamnă, felicitări pentru cum ați educat copilul ăsta. Nu vreau să-mi vorbească despre rezultatele ei școlare, nu, vreau să vorbim despre cum am reușit să o educ pe Ioana, de este un așa copil bun. Nu știu cum. Așa am făcut-o cum am simțit și am făcut, da, am avut o carte, Dr. Spock, care nu se găsea în România pe vremea aceea, mai ales în provincie, dar am fost norocoasă pentru că am pus mâna pe ea și am crescut-o după cărți, da, și după cărți. Iar povestea tatuajului de pe mână, care este? Tatuajul meu... Am două tatuaje, să știi. O am pe Ioana, aici avea, era micuță, era mai mică, de fapt, acum 5 ani. Povestea e în felul următor. Vroiam neapărat să-mi tatuez chipul lui Ionuț. Și pentru că un foarte bun prieten, cel care a și tatuat chipul Ioanei pe mână, mi-a spus: de ce vrei să fii tristă toată viața? Eu nu fac asta, dacă vrei, du-te unde vrei tu. De ce nu vrei să imprimăm chipul Ioanei? Pentru că va veni un timp când își va lua zborul de lângă tine și așa o vei avea permanent. Și mi-a surus foarte tare ideea, nu m-am gândit nicio secundă și bine am făcut și îi mulțumesc pentru asta. Iar tatuajul ăsta este realizat-o de el, aici scrie Rai,
nu este raiul la care ne gândim cu toții, raiul ceresc, este Rădulescu Andrada Ioana, pentru că așa o cheamă pe ea și pentru că ea reprezintă totul în viață pentru mine. Ea este nucleul meu. Ioana este departe, acum e în Londra, e la arhitectură, e studentă la arhitectură și sper eu să ajung și ziua aceea în care îmi va construi o căsuță mică, mică pe pământ. Cum trebuie să fie un om pentru a fi prietenul tău? Ce calități trebuie să ai? Să fie sincer, în primul rând, extrem de sincer, să-mi fie prieten necondiționat, adică și la bine și la rău, și cam atât, nu cer mult de la un om. Dacă e sincer și prieten cu adevărat, îl accept în viața mea. Emisiunii Brava, interviuri de colecție. Invitata de astăzi este un make-up artist de tot, Anca Rădulescu. Prieten adevărat și soră mai mult, am văzut că o menționez foarte mult pe Mihaela Rădulescu. Acum îmi spui, te rog frumos, când ai machiat-o prima oară, cum a fost acea experiență? Pe Mihaela am machiat-o când eu deja aveam o școală de machiaj. Sigur că pot să spun așa că de multe ori am pus mâna pe chipul ei și dar niciodată un machiaj complet la vremea aceea. Adică, sigur, mai aplicam o umbră și mai crea ea un contur. Mai aplicam un blush și aplica ea singură rujul. Nu cred că avea suficientă încredere în mine. Tocmai de aceea, în foarte multe editoriale în care a apărut, a fost machiată de un alt make-up artist, pot să spun că singurul cu care a colaborat și pe care eu îl admir. Pentru că suntem cumva în aceeași breaslă și pentru că noi am început această meserie în același an. Alexandru Abagiu se numește el. Asta până la un moment dat, când Mihaela a înțeles că eu am ajuns într-un punct acolo unde am ajuns pe propriile mele picioare și forțe, când a văzut că am propria mea școală de machiaj, când a văzut că am cursante foarte multe, abia atunci a prins încredere în mine și și-a lăsat chipul cu totul pe mâna mea. Astăzi nu acceptă pe nimeni altcineva. În exclusivitate pentru ea. Da, eu am grijă de imaginea Mihaela Rădulescu și sunt mândră. Cât de importantă este imaginea pe care și-o fac ceilalți despre noi? Eu te întreb așa, Alexandru, contează ce spun eu despre tine sau contează ceea ce ești tu cu adevărat și ce simți că ești? Contează gura lumii? Eu zic că nu. Nu. Imaginea exterioară trebuie să corespundă cu cea interioară? Absolut. Absolut. Să știi că imaginea exterioară, de fapt, vorbește despre cea interioară. Pentru că eu acum pot să mă demachez și tu să nu mai vezi aceeași imagine dacă aș fi un om rău și dacă mi-ar pieri zâmbetul de pe față. Dacă eu n-aș mai ști să folosesc luminile și umbrele, astfel încât să creez o iluzie optică de om drăguț, simpatic și binevoitor, atunci când mă demachiez și nu mai avem șablonul acela pe față,
de fapt tu vezi adevăratul om și vezi în privirea mea răutate sau bunătate, vezi pe gura mea, dacă pot să spun așa, zâmbetul fals sau cel adevărat, e reflectă. Interiorul reflectă întotdeauna exteriorul. Asta e părerea mea. Să profităm puțin de prezența ta în cadrul acestei emisiuni și să te întrebăm câteva lucruri legate de machiaj. Tu ai afirmat că machiajul face o femeie să fie mai împlinită. Este machiajul o prioritate? E o necesitate și o prioritate. Da, să știi că, uite, machiajul în trecut era privit ca o mască. În secolul 21, machiajul este și o prioritate și o necesitate. Și îți spun imediat de ce. Nu poți ieși din casă cu tenul neprotejat. Când spun neprotejat, mă refer în mod special la produsele de îngrijire și, evident, la produsele de make-up. Ce fac produsele de machiaj, mai cu seamă fondul de ten? Protejează tenul împotriva tot ceea ce e nociv în mediu. Și aici pot să menționez praful, noxele, bacteriile. Dacă am plecat așa cu porii, cu pielea nemachiată și cu porii liberi, toate aceste impurități și bacterii se adună și se formează acolo în contact cu sebumul sau cu transpirația, un lucru fiziologic de altfel, formează niște probleme ale pielii și apar eczeme, acnee și multe alte probleme de genul ăsta. De-aia spun că machiajul e o necesitate. Acum, eu nu m-am referit la machiajul profesional. Dacă stau să vorbesc despre cel profesional, da, și el este o prioritate, pentru că până la urmă persoanele publice au o imagine datorită nouă, make-up artiștilor, datorită unui machiaj profesional. De aceea, de multe ori, nu recunoaștem o persoană publică când o vedem în magazin, la cumpărături, da? Sau, pe stradă, nu o recunoaștem, pentru că la televizor are o imagine și pentru că acolo are parte de niște produse profesionale de televiziune, de un machiaj profesional care are atâta importanță în a-i reda o imagine. De-aia spun că este important machiajul. Există un tip de machiaj corespunzător fiecărei etape ale vieții? Bineînțeles. De aceea, la cursul meu de masterclass, învățăm cum se machiază o persoană de 20 de ani transformată într-un machiaj de îmbătrânire de 60-80. Da. Există mai multe etape. În adolescență te machiezi într-un fel. La 20 de ani, altfel. La maturitate, uite, îți dau un singur exemplu. La o femeie matură, și nu o să-i spun vârsta, zona inferioară a pleoapei, a pleoapa inferioară, are un alt aspect. Respectiv zona asta de aici, da? Are un alt aspect. Ca să nu scoți în evidență acel aspect al pielii, sau hai să-i spunem clar, acele linii de expresie în tinerețe au devenit riduri, da? Ca să nu scoatem în evidență ridurile pleoape inferioare sau, dacă vrei, laba gâștii, pentru că așa îi se mai spune în termen popular, nu avem voie să o machiem. Machiem doar pleoapa superioară. Da, nu se scoate în evidență. Nu e o regulă decât dacă urmezi niște cursuri unde înveți acest aspect. Nu e bine după o anumită vârstă să subliniezi pleoapa inferioară mai ales cu un creion negru. Poți să folosești absolut orice, dar nu machiată excesiv. Mai există foarte multe alte aspecte. Spre exemplu, la un ten matur nu folosești produse care conțin highlighter sau sclipicioase, cum ar spune un om de rând.
Da? Pentru că am scoate în evidență și mai mult o problemă de care nu suntem, eu știu, așa de mândri. Dar machiajul trebuie să corespundă ținutei pe care o purtăm? Niciodată. Din punctul meu de vedere, asta este o tâmpenie. Dar stai să-ți explic de ce. Acum mă gândesc că întrebarea ta poate să fie și reinterpretată. Dacă spui machiajul trebuie să aibă aceeași culoare cu îmbrăcămintea, atunci spun că asta e o prostie. Dacă spun că da, machiajul trebuie să fie în concordanță cu ceea ce am pe mine și cu ceea ce am ca și coafură, da, trebuie să aibă o legătură. Uite, pentru că tot îmi place mie să dau nenumărate exemple, mai dau unul și spun așa. Am o coafură retro, am un machiaj smokey eyes și o rochie rock. Ți se pare că sună bine? Încearcă să faci un exercițiu de imaginație. Combinație... E un kitsch total, crede-mă. Sigur că dacă abordez un stil rock ca și ținută, și machiajul trebuie să fie la fel, inclusiv coafiura. Totul urmează, dacă vrei, ca un lanț. Fiecare verigă va trebui să simbolizeze ceva și să fie lanțul strâns legat. Altfel, chici. Ești de acord cu intervențiile chirurgicale la nivel facial? Da, dacă asta este o necesitate. Da, de ce nu? Aș fi o ipocrită și să spun că, vai, eu nu o să îmbătrânesc sau dacă o să îmbătrânesc, eu nu o să mă fac intervenții chirurgicale. Pentru mine are o foarte mare importanță imaginea. Pentru mine, nu pentru ceilalți. Îmi place când mă uit în oglindă să văd un chip tânăr care radiază de sănătate, pentru că asta este prioritatea numărul unu, să fiu sănătoasă și în interior și la exterior. Și da, dacă o să fie cazul și o să intervină forța gravitațională și sigur că o să intervină, că doar nu o să fiu nemuritoare, o să apelez. Dar până atunci putem apela și la tratamentul criolift. Știu că tu ești unicul estetician din România care are un astfel de aparat și o diplomă care îți atestă specializarea în utilizarea lui. Cum ți-a venit ideea să achiziționezi acest aparat minune și care sunt beneficiile lui? Uite-te la mine! Am peste 40 de ani. Se pare că am vreo intervenție chirurgicală. Dacă vrei, mă și încrunt la tine ca să vezi că nu. Mulțumesc, Alex. Hai să-ți spun cum mi-a venit ideea. Tot din dorința de a face chipul tânăr și frumos, când am aflat că există și un antidot al îmbătrânirii, am făcut în așa fel încât să ajung la o clinică din Franța, în Nisa, unde m-am și specializat, la o clinică Saint-Georges, unde am făcut un curs de specialitate pentru a ști și pentru a profesa cu un aparat medical, pentru că este un aparat medical. Crioliftul este aparatul minune care a reinventat tinerețea. Este a fost adus de către mine în România acum câțiva ani. Da, am fost primul estetician care a adus crioliftul în România și de asta sunt mândră. Pentru că au beneficiat foarte multe persoane publice de acest tratament medical. Efectiv, el șterge ridurile de pe față. Dacă vrei, le și previne. Uite, te invit odată să vii să iei și tu din sănătatea și din... da, pentru că am și bărbați. Nu din tinerețe, pentru că să îți explic imediat. Acest aparat previne, dar și tratează sau șterge ridurile de pe față. Am foarte mulți bărbați care vin la acest tratament și care o dată pe săptămână sau atunci când au un eveniment important în viața lor, cum de altfel au și miresele,
nunta, da? Vin și stau aici pe patul cabinetului Beauty House, preț de 40 de minute și pleacă de aici cu un ten întins și cu un ten luminos și radiant. Foarte indicat este pentru orice om, nu numai femei, ci și bărbați, pentru că știi cum funcționează? Efectiv, repară celulele. Datorită ingredienților naturali cu care noi lucrăm și care aceștia ajung să pătrundă în straturile profunde ale pielii, stimulează practic celulele astfel încât să elibereze substanțele pe care pielea le produce în mod natural. Pentru că acid hialuronic și, spre exemplu, vitamina C sau vitaminele de care are parte o piele sănătoasă, la un moment dat să spunem că ele nu mai funcționează, da? nu mai sunt produse de către piele. Acest aparat practic le dă un șut cu ghilimelele de rigoare astfel încât să producă. De-aia este absolut minunat. Și toate vedetele de la Hollywood îl folosesc. Da, este un aparat revoluționar. La Hollywood, într-adevăr, multe dintre vedetele internaționale îl poartă în geantă. Pentru că, da, pentru că nu merg nicăieri la niciun eveniment fără a-și realiza un tratament facial cu criolift. Dar există artificii faciale pe care să și le permită și bărbații? Da, acesta este unul din ele, de-aia te-am și invitat la un tratament criolift. Dar pe lângă asta, sigur că mai există și alte trucuri. Ce simți că lipsește în povestea Anca Rădulescu? Nu simt că lipsește nimic. Poate că mai sunt și alte vise de împlinit și cu siguranță o să le ating, pentru că orice mi-am propus pe lumea asta mi-a ieșit. Îți urăm mult succes în tot ceea ce te-ai inițiat de acum încolo. Îți mulțumim că ne-ai venit aici la tine în această frumoasă locație și te așteptăm și într-o altă ediție. Mulțumesc cu sufletul și din suflet și vă aștept cu drag și altă dată. Oh, you know, I never ask you to change. If perfect's what you say.